Bună ziua și bine v-am regăsit. Ne aflăm astăzi în Slatina, de unde Ana Maria Nedelcu ne va povesti ce vom vedea astăzi. Bună ziua, numele meu este Ana Maria. Astăzi o să fiu ghidușa dumneavoastră prin Slatina și o să vă arăt lucruri interesante și povești de neuitat. Ne aflăm în fosta grădină publică Principesa Maria a Slatinei, amenajată în anul 1892. Astăzi parcul Eugen Ionescu și avem simbolul orașului acolo pe Eugen Ionescu, cel care s-a născut la Slatina în anul 1909. Putem să vedem și pe partea stângă casa unde s-a născut Eugen Ionescu. Acolo, în partea stângă. De fapt, merge către ea? Sau da, putem să mergem dacă doriți. Eugen Ionescu s-a născut în anul 1909 la Slatina, dar nu a trăit decât 4 ani aici, pentru că mai târziu a plecat cu mama sa la Paris. Părinții s-au despărțit, mai târziu s-a reîntors în România, unde a început studiile la liceul Sava, iar de acolo a început pasiunea lui pentru teatru și pentru scris. În momentul în care mama a murit, s-a reîntors în Paris, iar după aceea alături de tatăl său a rămas acolo și a murit în anul 1994. Tot timpul și-a recunoscut originile că este oltean și s-a născut la Slatina. Există chiar pe una dintre străzi și casa unde obișnuia să vină frecvent la Slatina. Puteți să vedeți acolo jos și locul unde s-a născut. Hai să ne îndreptăm ușor ca să vedem și unde. Da? Nu știam acum dacă... Așa. Bun. Despre Slatina probabil știți că se spune tot timpul că există locuri unde fiecare stradă are o poveste și aș vrea să vă arăt că și noi avem lipscani în Slatina. Există două străzi aici, strada Mihai Eminescu, care se unește paralel cu cealaltă stradă, strada Lipscani. Această clădire frumoasă este Casa Hanciu sau prima berărie din orașul Slatina. Este cea din mijloc. Este o casă de zidărie cu bovindouri, cele două balcoane, făcute în stil oriental. Casa a fost construită în anul 1883 și, așa cum am menționat, este prima berărie din oraș. Aici. Aici, nu? Da. Să le luăm așa. În locul acesta, da. A fost o casă și aici s-a născut Eugen Ionescu în 1909. Exact cum ziceam mai devreme, și-a recunoscut tot timpul originile oltene, chiar dacă nu a trăit foarte mult timp în Slatina. Dar, din păcate, nu e singura care are acest destin. În memoria marelui dramaturg au reușit să facă și un teatru. Avem un teatru Eugen Ionescu sau Casa Culturală, Centrul Cultural Eugen Ionescu, Liceul Eugen Ionescu. Se țin piese în se țin, da, dar sunt doar trupe locale din oraș. Bine și așa. Bun, acum aș vrea să mergem către, v-am zis, că aici era grădina publică Principesa Maria. Și avem acolo câteva clădiri importante, unde se vede Muzeul Județean, clădirea cu galben din față. Era fostul palat administrativ al orașului Slatina, construit în anul 1886. Ideea de muzeu județean a venit mult mai târziu, în anii 1920-1946. Atunci s-au gândit să facă un muzeu. L-au făcut inițial un muzeu raional, Muzeul Raional Slatina, și mai târziu, după 1968, l-au transformat într-un muzeu județean. Puteți să observăm și pe partea stângă acea clădire faimoasă, într-un stil Art Nouveau. Este prima bancă a orașului Slatina, mai târziu devenind sucursala Băncii BNR a României, Banca Națională Română. Ea a fost construcția a început în anul 1905 și s-a terminat în anul 1908. Astăzi își doresc ca aici să fie Palatul de Justiție.
și aș vrea să vă spun o poveste foarte faină despre casa Fântâneanu, casa aceea colorată, roz. Boierii Fântâneanu au fost cei mai mari filantropi ai orașului Slatina. Ei sunt cei care au luptat ca în oraș să avem un spital și au donat averea primăriei Slatina. Putem să ne apropiem mai mult, dacă doriți. Da, bineînțeles. Acum este renovată, dar are o istorie destul de importantă. Am obosit deja. Despre familia Fântâneanu se spune că era o familie de boieri. De fapt, Elena Fântâneanu se trăgea dintr-o familie de greci care s-au născut și au avut averi undeva la Stoicănești. Tatăl Elenei a fost prefectul județului Olt sau ispravnic, cum se spunea pe vremea aceea, în secolul al XVIII-lea, și a fost omorât de către turci. Are o istorie mai ciudată, pentru că se spune că i-a fost tăiat capul în poala soției sale, iar averea, toată averea lor, a rămas Elenei Fântâneanu, fata lor, care s-a căsătorit mai târziu cu cei din familia Bumbeș, însă căsătoria n-a durat prea mult, pentru că soțul ei a murit la doar 24 de ani. Mai târziu s-a recăsătorit cu Ioan Fântâneanu, tot dintr-o familie de moșieri, și au reușit să ia această casă, Casa Fântâneanu, care a fost construită de către familia Lânaru în anul 1847. Este o casă construită în stil ecletic. Puteți să observați acele ornamente în stucaturi, feroneria balconului. Era construită într-un stil Art Nouveau. Astăzi nu se mai poate vedea, din 2007. Nu este original balconul, dar pe vremea aceea erau recunoscuți pentru balconul respectiv. Ei au luptat foarte mult, cum am zis, să facă un spital sau un azil pentru femeile văduve. Astfel, în această clădire au reușit, după moartea Elenei Fântâneanu, să fie un azil pentru femei. Se spune că în această casă, în anul 1872, a înoptat regele Carol I când a ajuns la Slatina. În 1938, casa a intrat în posesia primăriei Slatina, iar ei au transformat-o ca centru al direcției agricole județene Olt. 30 de ani a avut destinație această destinație casa și din 2011 aparține acum Episcopiei Slatina. Ei sunt cei care se ocupă de renovarea casei Fântâneanu. Doresc aici să facă un centru de informare turistică, iar mai târziu vor vrea să facă ateliere de pictură pe icoane în interior. O să degustăm ceva dulce acum de la cofetăria La Atletul Albanez. Este prima prăvălie privată din Slatina care a rezistat și în timpul comunismului. Are o poveste destul de interesantă. În anul 1912, familia Memiș ajunge la Slatina și în vremea respectivă se spune că turcii treceau prin împrejurimi. A existat o provocare și anume au zis: dacă reușiți să învingeți un turc în drumul lui spre București, vă vom da un premiu. Erau doi frați albanezi, unul dintre ei a reușit să învingă un turc și atunci au primit numele La Atletul Albanez, pentru că a fost destul de atletic și destul de forțos și a reușit să învingă turcul. Printre personalitățile care au ajuns la această cofetărie se numără președintele Charles de Gaulle, Nicolae Ceaușescu, Nicolae Iorga, sunt cei care au degustat din specialitățile cofetăriei. Vorbim de bragă, înghețată, toate după rețete albaneze. Ne aflăm pe lipscanii orașului Slatina și Slatina are lipscanul ei. Probabil știți că numele de lipscani vine de la faptul că oamenii mergeau la Leipzig, în Germania, și aduceau mărfuri. De acolo și numele de lipscani. Aș vrea să vă arăt
această casă frumoasă. Este o casă de secol, început de secol XIX, casa în care Nicolae Ceaușescu și-a început ucenicia. Avea în jur de 11-12 ani, dar nu a stat prea mult, pentru că de aici a mers la Pitești și mai departe la București. Au urmat această ucenicie la insistențele mamei sale, care îl știa pe cel care era cizmar în această clădire. Pe colț acolo mergem? Da, avem farmacia, este o fostă farmacie unde erau făcute cele mai bune licori și poțiuni ale tinereții. Păcat că nu mai există. Nu mai există, da. În interior a fost, aveau chiar și, aceasta în stilul modernist. Este o clădire modernistă. Și aș vrea să vă mai arăt ceva puțin mai jos, lângă biserică. Slatina a avut în jurul anului 1800 un casino. Putem să vedem astăzi săpături și ruine ale casinoului din oraș. Dacă ne vom apropia mai puțin. Atenție, mașina. Da. Se spune că marii boieri ai orașului erau cei care au ajutat la construirea bisericii și cei care au ridicat și cazinoul din oraș. Aici aveau loc tot felul de baluri, jocuri. Acolo unde sunt... Înțeleg că au construit o biserică și un cazino una lângă alta. Una lângă cealaltă, da. Din cazino te duci și exact, pentru că de... banii din cazino îi foloseau pentru construirea bisericii. Am înțeles. Și acestea sunt ruinele cazinoului din oraș. Aș vrea să vorbim despre două recorduri care au avut loc la Slatina. Vorbim de anul 2012, 1 decembrie, când s-a ridicat cel mai înalt drapel din România, sus pe dealul Grădiște, și de anul 2005, ar fi trebuit să încep invers, când 13.000 de participanți s-au unit într-o horă și au realizat cea mai mare horă din lume. Astfel, Slatina intrând în cartea recordurilor. De asemenea, avem o clădire foarte faină aici pe strada Lipscani. Vorbim de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, o clădire tot de secol XIX, construită într-un stil Art Nouveau. O să continuăm plimbarea noastră pe strada Lipscani. Și dacă veți observa acea clădire cu cupolă deasupra, cea de pe dreapta, da. Și acolo este un centru, a fost cinematograf, l-au renovat. Astăzi au loc tot felul de spectacole, are și o grădină de vară în interior. Fiecare clădire de pe această stradă are o istorie, o poveste. Aș vrea să vă mai arăt o clădire în stil neoromânesc, cea cu balcon de pe partea dreaptă. Cea roz, acolo se spune că era un atelier de sobe. Se făceau sobe în clădirea respectivă. Clădirea este puțin mai veche, 1800, în jurul anului 1800. Ne aflăm la intersecția a două artere importante din Slatina, Lipscani și strada Mihai Eminescu, fosta stradă București, iar în spatele meu avem primăria Slatina și statuia lui Tudor Vladimirescu, cel care a poposit în Slatina la Revoluția de la 1821. Aș vrea să vă mai arăt această clădire galbenă din fața noastră. Reprezintă primul atelier de reparații auto din Slatina. Era destul de modern la vremea respectivă, pentru că avea piese de Chevrolet și Ford. Puțin mai jos, pe partea stângă, puteți să observăm sediul poliției locale, cel din colț, da?
este fosta casă a avocatului Vineș, care a fost donată primăriei Slatina, astăzi actualul sediu al poliției. Ne aflăm într-un punct de panoramă sau belvedere al orașului Slatina, promenada orașului Slatina, și aș vrea să vă arăt în spate podul de fier de peste râul Olt. Să povestim puțin despre istoria podului, și anume se spune că ideea unui pod a început în anul 1846, în timpul domnitorului Gheorghe Bibescu, domnitor al Țării Românești, și dorea să construiască un pod care să lege cele două maluri. Dar a construit un pod de lemn. La inaugurarea lui în 1847 au chefuit, s-au distrat 3 zile și 3 nopți, pentru că coincidea cu ziua de naștere a domnitorului și atunci au sărbătorit două lucruri în același timp. Dar podul nu a rezistat prea mult și apele învolburate ale râului Olt l-au dărâmat. Atunci, în 1862, se construiește al doilea pod peste Olt cu piloni de piatră. Dar acesta este făcut de către domnitorul Alexandru Iancuza, care donează 2 milioane de lei pentru a construi podul peste Olt. Nu rezistă nici cel de-al doilea pod, din nou apele râului reușesc să-l distrugă și ultimul pod, actualul pe care îl vedeți astăzi, a fost construit între 1889-1891 și a fost proiectat de către inginerul Nicolae Davidescu, inginerul care a proiectat majoritatea clădirilor din orașul Slatina.